Bună ziua, bine ați venit. Declar ședința deschisă, de ședință ordinară a Comunei Ghimeș-Făget. Sunteți de acord cu ordinea de zi și avem două proiecte suplimentare. Primul proiect suplimentar, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a obiectivului de investiții, infrastructura de încărcare de vehicule de transport rutier nepoluat în Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, și participarea la programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transportul și promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport nepoluat din punct de vedere energetic, stația de încărcare pentru autovehicule electrice în localități. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor materiale familiei domnul Tomcu Gheorghe, a cărui gospodărie a fost afectată de incendiu. Cine este pentru suplimentarea? Da. Propun la aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 28.02.2022. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al Comunei Ghimeș-Făget al doamnei Gheorghiță Anca Andreea în cadrul Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget, avizat de Comisia 1, inițiator domn primar. Sunteți pentru? Abțineri? O să dau citire comunicării de încheiere finală de investire civilă. Ținând cont de toate documentele depuse la dosar, instanța, în temeiul articolului 122, articolul 204 și articolul 114 din codul administrativ, invalidează mandatul candidatului Vârsan Victor de pe lista Uniunea Salvați România ca urmare a renunțării la mandat. În temeiul articolului 122, articolul 204 și articolul 114 din codul administrativ, validează mandatul consilierului supleant Gheorghiță Anca Andreea. Depuneți jurământul. Asta trebuia supus la vot înainte de un secretar. Da, și după aia îți depune jurământul. Da, vreau să întreb. Citiți codul administrativ. Deci citesc eu, da? Subsemnata Gheorghiță Anca Andreea, consilier local al Consiliului Local Ghimeș-Făget, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ghimeș-Făget. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Putem trece la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL
numărul 71-05-11-2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate al Consiliului Local și al Comunei Gimeș-Făget, județul Bacău, avizat de Comisia 1, inițiator domn primar. Aici este vorba despre schimbare, adică dacă a plecat domnul Bărsan și vine, a venit în locul lui doamna Dordiță, o să vină ea în Comisia 3. Comisia 3. Supunem la vot. Sunteți pentru? Abține? Împotrivă? Doamna dumneavoastră. Bine? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind însușirea și măsurilor dispuse de raportul de flow numărul 147-14729 din 07-02-2020 împreună cu decizia numărul 41-2-25-02-2020 emisă de... 2022. Emise de Curtea de Conturi, județul Bacău, în urma acțiunii de verificare a modului reducere a îndeplinirii măsurilor dispuse avizat de comisiile 1, 2 și 3. Aici, cum am explicat și în ședința cu comisii, este vorba despre firma care a făcut pe Vârtoșeni lucrarea pe Olo și Bortoșeni și trebuie să vină să termine, să repare ce s-a stricat. Și punctul 2, după ce instanța se va pronunța în legătură cu dosarul în care ne-am constituit parte civilă, după aia o să revină curtea și să închidem și punctul ăsta. Până atunci, punctul rămâne deschis și mergem înainte. Punctul numărul 5. Se supune la vot. A fost trimis adresă către dânsii domnul? Da. Au dat răspuns la adresă? Da. Deci au dat răspuns la adresă că vor veni și vor face reparat. Da, au dat răspuns și la telefon și după aia nu mai răspuns. Sperăm că să-și... Da. Să-și găsiți în plătesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit către Pălăria Ortodoxă a cantității de 50 de metri cub de lucru, lemn de lucru, avizat de Comisia 2, inițiator, domnul consilier Neagu Andrei. Aici știți despre ce este vorba. Domnul consilier Neagu Andrei a fost inițiator. Dacă sunteți de acord ca să dăm cantitatea de 50, da? Se construiește acolo casa mortuară pe Bulăvăniș. Supunem la vot. Cine este pentru? Da. Abține? Împotrivă? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei cantități de 10 metri cub de lucru de foc către Cabinetul Medical Individual domnului dr. Sas Loioș, avizat de Comisia 2, inițiator domnul viceprimar. Da, au venit și domnul doctor cu o cerere, care avea nevoie și el, deoarece el mai are lucrări și aici la noi în comună, are nevoie de lemn de foc. Noi o să votăm dacă o să fiți pentru și după aia o să încercăm să rezolvăm. Doctorul stomatolog, nu? Doctorul stomatolog, da. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și veniturilor cheltuieri al Serviciului Public de Alimentare, Apă și Canalizare Gimeș-Făget, avizat de Comisia 3. Aici știm foarte bine că am înființat serviciul pentru apă și canal, la care și ei trebuie să-și facă un buget, cum am făcut și noi aici la UAT. E vorba de suma cu care am împrumutat noi serviciul cu 100.000 de lei ședința anterioară.
Și am preconizat că o să mai strângă undeva la 125.000 în cursul anului, pe care am împărțit-o așa, cheltuieli, toate ce o să trebuiască acolo. Și am făcut un buget care trebuia până la data respectivă să fie făcută. Să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Punctul numărul 8. Cu stația de încărcare mașinilor electronice. Da, aici este vorba despre două stații în comună, din care una o să fie montată aici în spatele BRD-ului și celălalt jos acolo la intrarea în Ghimeș, la Hotar, acolo în parcare. Și e vorba de aici de suma care o să fie eligibilă, suma neeligibilă care o să fie pusă din partea noastră. Deci valoarea cheltuielilor eligibile sunt 380.000 cu TVA inclus și neeligibilă, adică partea noastră, ar fi 63.000 de lei pentru stațiile electrice de încărcare mașinilor electrice. Cineva? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mașini trebuie de acum. Putem? Mașini trebuie de acum. Nu facem pentru acții, poate. Să sperăm că și nu. Cu timpul ăsta ar fi viitorul. Și punctul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru acordarea de ajutoare materiale familiei domnul Tomcu Gheorghe, a cărui gospodărie a fost afectată de incendiu. Da, după cum ați auzit, sâmbăta trecută a fost un incendiu în Ghimeș, pe strada Patki, unde a ars o gospodărie întreagă cu animale cu tot și, ca de fiecare dată, noi am ajutat persoane care s-au confruntat cu probleme de genul ăsta. Și aici, dacă suntem de acord, o să așteptăm. 20 de metri, atât a fost dat la fiecare gospodărie. Păi, nu-i vreau să pun problema și când avem aici și 27 de opoși, dacă e, când o să ajungă în spate, să face tot posibil, dacă se poate să ajungă la adresul. Da. Cât mai repede, adică să fie o prioritate cu Martin, că da. Să punem la vot cine este pentru. Abține, împotrivă. Ajungem la diverse. Domnul Tomcu. Dacă îmi permiteți un pic, domnul... Da. Avem un invitat din domnul șef de opoli aici și de astăzi. Da, da, să discutăm de diverse și după aia o să ajungem și la diverse. Pentru că la diverse ar trebui să discutăm mai multe. Și dacă e dânsul aici, să vedem cu dânsul cu ciofrul venit, propunerea dânsului și atunci după aia discutăm la diverse, nu? E aceeași treabă, dar putem să luăm și așa. Cum vreți? Să fiți mai fericit. Ce facem? Colegul. Da, eu... Domnul Tomcu, mă vale. Da, eu am, domnul viceprimar, eu vreau să vă întreb dacă am avut iarna aceasta un plan de dezăpezire la primărie. Și vă întreb pe dumneavoastră, pentru că pe data de 31 ianuarie v-am rugat să trimiteți mașina cu material antidratant și a spus că nu trimiteți. Conform ordonanței de urgență numărul 43/1997, articolul 40, drumurile trebuie să fie menținute de către administratorul drumului în stare tehnică corespunzătoare traficului în condiții de siguranță. Da, avem un plan care 99% a fost respectat și a fost dat cu material antiderapant în cât s-a putut, undeva la 90%, și cred că dacă am procedat cum cereți dumneavoastră, dar la anul o să procedăm așa ca să nu mai avem discuția asta. Dumneavoastră a cerut să dăm cu material antiderapant inclusiv pe zonele astea de joase, deci nu numai la urcare și la coborâre. Unde se formează? Da. Ață, polei? No, vedeți că pe Tărăuși, de exemplu, cu Chiu, cu Vai, după 30 de ani am reușit să punem un strat de asfalt. Acolo nu s-a dat deloc, tocmai ca să țină asfaltul. Dacă dumneavoastră o să solicitați și, bineînțeles, că o să fie de acord și domnii consilieri, o să dăm din secundă în secundă cu sare și cu tot
Dar la primăvară o să mergeți benedic, nu o să mai aveți asfalt. Că se vede și la urcare coborâre, un an de zile dacă am dat la foc continuu, nu a rămas nimic. Și asta s-a întâmplat. Deci putem să alegem. Deci nu e nicio problemă, nu e nimic. Deci chiar putem să dăm. Cumpărăm și o dăm. Dar trebuie să luăm o decizie ca să vedem. Mergem pe arătură sau mergem pe asfalt. Acum material antiderapant înseamnă și nisipul fără sare. Exact, da. Și dacă nu vrem să dăm cu sare, dăm doar cu nisip. Exact. Referitor la drumuri, s-au stricat drumurile nu doar din cauza sării. Nu doar. Și mașinile mari, supraîncărcate cu tonaj peste limitat. Admisă și alea strică drumurile. Corect, corect. Dar, deci, principalul vinovat pentru asta, automat e soarea. Deci asta cred că suntem de acord. Nu, și pentru viitor, da, pentru viitor, pentru viitor o să votăm. Ca să, dacă o să avem din ce să construim o locație unde să ținem nisipul uscat. Că principala problemă asta e. Dacă avem din ce construi un depozit, nu sunt împotrivă. V-am zis și la telefon și atunci. Nu sunt împotrivă. Eu am propus și în vară, deci anul trecut în vară, am propus construirea unui depozit ca să avem unde să punem nisipul ăla să nu da, pentru că trebuie să identificăm sus resurse ca să putem să construim. Trebuie să veniți cu inițiativă, cu un proiect de lege, unde facem, domnul consilier, veniți cu un proiect de hotărâre, unde facem și vedem. Da, dacă îmi permiteți un pic să răspund, deci primăria, deci fără proiect de hotărâre, indiferent cum trebuie să găsească soluția, deci trebuie să găsiți o soluție ca să rezolvăm da, problema asta. Da, exact. Deci, dumneavoastră vă întreb acum ce soluție ați avut, că până acum, deci muncitorii noi am moștenit aici, deci n-am adus nici în plus, n-am dat nici afară. Deci oamenii ăștia n-au dat nicio lopată de când există primăria asta, doar de anul trecut când am venit noi și anul ăsta, cât s-o dat? Ați greșit. Cum, ce soluție ați avut dumneavoastră ați de acum am criticat? Dacă dumneavoastră aveați soluția, trebuia să o faceți de atunci. Numai puțin, ascultați. Da, da. Deci da. Cu antiderapant, domnul vice, cu antiderapant s-a dat și lente. Dar dumneavoastră acum ridicați probleme care trebuia să fie uitate, adică făcute. Deci dumneavoastră acum sunteți foarte ce reine, problemă dar... să uiți când iarna vine de fiecare dată? Da, dar de ce n-ați făcut până acum locația respectivă? Domnul vice, dumneavoastră, vice... pe el îl înțeleg, pe domnul Suciu îl înțeleg, că nu a fost atent. Dar dumneavoastră ați făcut de ce am. Domnul vice, dacă am fost aici, asta înseamnă că nu mai am voie să vorbesc? Ba da, alea nu sunt cazuri în care nu. Sunt sincer. Deci nu mai am voie să vorbesc. Vă mulțumesc mult. Da, sunt cadrul în care trebuia făcut și nu vorbit. Dar domnul vice, vă întreb acum încă o dată și uite dacă și domnul Suciu știe, la Rikitiș. Și este și doamna că la Rikitiș s-a mai pus antiderapant până... Da, au pus corci, au pus o teancorci. Stați așa un pic, domnul vice. Dumneavoastră chiar vreți să aduceți muncitorii și să vă spun de câte ori au fost și au aruncat cu antiderapant? Da. Păi tractorul de la Ocol, de exemplu, de mai multe ori a fost la Rikitiș și s-a pus antiderapant. Să știți. Da, deci vreau să vă spun că de mai multe ori decât până acum. Acum că dumneavoastră ați găsit o soluție, da, că ați zis că să nu aruncați, să nu stricăm drumul. Asta n-am zis că până la urmă a fost, uite, e o acceptare destul de nasoală. Cât antiderapant s-a consumat iarna asta, dacă vreau să vă întreb așa? Cât antiderapant? Undeva la vreo 6 mașini de nisip și 3 mașini de sare. Domnul consilier, s-a pus pe Rikitiș când ați umblat dumneavoastră, aveți, adică s-a, știți că s-a pus sau nu s-a pus? Că dumneavoastră spuneți acum că nu s-a pus. El a zis că... Domnul Suciu, v-am întrebat dumneavoastră să... Asta, bună, mă scuzați. Deci asta am zis, despre Rikitiș s-a pus antiderapant în iarna asta? Da. Din câteodată s-a pus, când nu mai puteau circula mașinile, când s-au accidentat, când... Na. Domnul vice, ce... eu vorbesc despre ce se spune că... Da, deci da, am vorbit despre altceva. Mai sunt și alte persoane care umblă în Rikitiș. Așa. Care au văzut. Dacă s-a pus da, sau nu s-a pus. Se știe. Se știe. Când s-a pus, da, se știe. Și pe Bolovăniș nu aveau asfalt, deci nu avea ce să strice și se putea da și cu sare, cu nisip. Domnul Suciu, deci niciodată în viață nu s-a pus sare sau nisip pe drumurile astea unde nu a fost... Deci să fim serioși, dumneavoastră, dacă cereți să punem acolo... Punem, nu sunt... Dar nu credeți, nu, să nu credeți dumneavoastră că eu sunt singurul opozan care nu vrem să punem. Punem, domne, deci atunci de la an punem, începând de aici de la piață și punem... Domnul Suciu, deci vreau să vă completez. Citiți legea... Vreau să vă completez. Dar este drumul, acolo, trebuie citit legea, nu este interzis
punerea țării. Da, punem și așa, nu contează. Vreau să vă spun ceva, deci tocmai că s-a întâmplat când am pus și pe Bolovănici, înțelegi? Da, să știi, și am avut probleme. Au fost probleme. Da. Deci asta am vrut să zic. Deci nu trebuie să sărim de la una la alta. Păi da, dar nu. Sau, ideea e că dumneavoastră spuneți că ați moștenit ceva. Păi bine că ați moștenit ceva, e bine că aveți utilajele care au fost înainte, e bine că totuși sunt niște lucruri care le-ați moștenit. Domnul... Și dacă spune omul ceva, și v-am spus, o să țin bine cont dacă mi-a spus că ar trebui să tau. Nu e o problemă. În anumite cazuri. O să vedem, da. Referitor la lege, dacă eu trebuie să tau. Nu trebuie să... De dumneavoastră când știți că sunt lucruri care nu, se puteau face și nu ați făcut, atunci ar fi ideal. Dar și eu am fost un viceprimar ca dumneavoastră. Dacă dumneavoastră considerați că le faceți pe toate, nu, atunci mă bucur. Nu zis nimic. Dar ideea e că dacă cineva spune ceva, înseamnă că lucrul ăla nu-i făcut. Gata, am rezolvat treaba asta. Puteți, vă rog, să ne prezentați planul de dezinfecție care îl avem la primărie. O să prezentăm ședința. Mulțumesc. Ședința următoare și până în toamnă să intrăm în normalitate. Că la Bolovnici știm, care știu eu, doar eu, au intrat trei mașini în drum și din cauza că a fost gheață pe care s-au avut. Aici s-a accelerat pe la acum nu zic că doar din cauza aia. Când a zis că și din cauza aia. Cu acolo, domnul consilier. Legea, Bastia și toți cei șoferi erau goți. Așa că nu începem. Ce viteză când circulăm pe un autobusul de drum? Dacă dăm pe Bolovnici, atunci dați de chichici până în cap. Condiții de siguranță. Și de condiții de iarnă. Până în toamnă analizăm problema. Bine, da. Mai aveți ceva, domnul Suciu? Cu cauciucul de iarnă, pe iață. Domnul Suciu, mai aveți ceva afară de asta? Mulțumesc. Doamna Gheorghiță, de astăzi. Așa, din prima, ceva. Momentan. Domnul Haine, ablă. Încă nu știu, eu am zis că la sfârșit, când o să termine și domnul șef de ocol, poate o să mai am de spus ceva. Eu, da. Spuneți. Cabinetul veterinar. Medicul veterinar. Da, medicul veterinar. Dar trebuie să mutăm de la Ghimeș undeva în centru. Pentru că oamenii merg pe jos până, pentru adeverință până la Ghimeș, de aici. Și trebuie să rezolvăm cumva problema, să ne ducem ori în primăria veche, unde nu prea văd bine, ori în sediu. Da, de colectare laptelui. Să venim acolo. Are o cameră acolo? Da, acolo este o cameră unde se poate. Sunt niște oameni care merg pe jos până în Ghimeș pentru adeverință. Da. Bine. Asta trebuie să discutăm și cu domnul doctor. Da, să discutăm. Da, doctor s-a discutat. A depus cerere ceva, a fost la primărie. Deci primăria are locație. Sigur că problema este cererea atunci. Și dacă am înțeles că domnul doctor a luat... Pe jos și vrea acolo, știi să vină înapoi și asta ducă e o problemă. Deci a luat postul veterinar, medic veterinar pe comuna Ghimeș. Deci și înseamnă că trebuie să asigurăm locația în continuare ca să meargă lucrurile. Bine. Și bineînțeles, oamenii când vin la centru să iau un document, să fie aici cu toate. Deci asta ar fi mai corect. Da. Dar mai aveți ceva, domnule? Nu, mulțumesc. O să le cercăm. Nu încercăm, facem. Bine. Încercăm, n-am făcut nimic. Domnul Anta. Da. Sici? Da. Anta. O să iau, domnul. Cum e? Avem un domnul invitat sau domnul șef de ocol? Bună ziua, domnilor, membrii ai Consiliul Local. Eu am venit în calitate de șef al Poliției Ghimeș-Făget. Sunt mai multe adrese pe care le-am transmis Consiliul Local și se întâmplă un lucru ciudat că unele dintre ele nu ajung să fie discutate de către Consiliul Local și atunci mă aflu în situația urâtă de a veni să le susțin eu într-un fel sau altul cu forța, pentru că unele nu ajung pe ordinea de zi sau pe masa de dezbatere a Consiliului Local, organul care are abilitatea de a hotărâ cu privire la ce se întâmplă în Comuna Ghimeș-Făget. Și am mai multe aspecte pe ordinea de zi și aș vă solicita răbdarea dumneavoastră ca să trecem prin toate și într-un fel sau altul să găsim o variantă de lucru și de rezolvare a acestor. Într-o primă fază, prin hotărârea de Consiliul Local numărul 7, ați aprobat regulamentul de acordare a materialului nostru către populație. Acolo, pe prima pagină, nu mai rețin exact la care articol, cred articolul 3 sau 4, se vorbește despre un parteneriat care trebuie încheiat între OAT Ghimeș-Făget și Ocalele Silvice, în speță Colul Silvic Ghimeș-Făget.
parteneriat care e prevăzut și de hotărârea de guvern 715/2017 cu regulamentul de valorificare a masei lemnoase din proprietate publică. În acest parteneriat aș dori să detaliem un pic modul în care lucrăm pentru a deservi populația cu necesarul de lemn de foc și lemn de lucru. Din propunerea mea a fost, și aveți adresele, acum nu vreau să le scot pe toate, dar cu siguranță la Secretariatul Comunei Gimeș-Făget le veți găsi. Propunerea mea a fost ceea ce am învățat din experiența anului trecut. Cred că cea mai simplă variantă este ca Oculus Silvic să vă notifice în momentul în care am recepționat, să zicem, 180 de metri cubi în platforma primară din Rechitiș. 180 de metri cubi, din care atâta foc, atâta lemn de lucru subțire, atâta lemn de lucru gros. Iar dumneavoastră aici aveți toate solicitările, cunoașteți urgențele, cum acum de numai în ședința de astăzi avem 50, 20 cu 10, ceea ce înseamnă 80 de metri cubi, doar după ședința de astăzi. Și pentru cantitatea respectivă să hotărâți cine și cât primește. Și în baza acelei liste avem cantitatea de 180 de metri cubi care ajunge la persoanele pe care le nominalizați dumneavoastră. Nu. Regulamentul spune altfel. Adresa la care faceți referire dumneavoastră ați trimis-o la primărie în data de 21. Da. Și este supusă Consiliului Local. Ok. Astăzi suntem în 23. Nu, eu nu sunt anunțat și nu urmăresc și nu cunosc data în care se organizează ședința Consiliului Local. Da, dar ați făcut acuzații că nu sunt aduse în fața Consiliului. Dar nu lucru s-a întâmplat. Acest lucru s-a întâmplat. Poate nu, acum nu știu. În trecut s-a întâmplat, pentru că eu această situație a gestionării lemnului de foc am transmis-o încă din octombrie anul trecut. Vă rog frumos, nu v-am întrebat. De acordare a masei lemnoase este prevăzut acolo și modul de lucru. Până la un punct. Și în tot același regulament vorbiți, faceți referire la un parteneriat care să vină să detalieze lucrurile. Este în conform cu HG7. Da, bineînțeles. Da, și hai să discutăm acel parteneriat. Da. Și să găsim modalitatea prin care să asigurăm transparența și rezolvarea situațiilor urgente în acordarea lemnului. Și lemnul se va acorda în funcție de depunerea numărului cererii. Nu putem să selectăm de acolo, să scoatem... Nu știu, asta este hotărârea dumneavoastră. Păi bun. Și celelalte... Asta este strict bucătăria noastră internă. Păi pentru transparență, nu-i bucătărie internă. Cum o gestionați? Cum considerați de cuvință? Da? Da. Dar pentru a asigura operativitate și claritate, în niciun caz nu va fi benefică o situație în care îmi transmiteți Oculului Silvic, o listă cu 500 de persoane și descurcă-te. Nu, dar nu era vorba de așa ceva. Deci era vorba că în funcție de cât putem pe o săptămână să dăm. Și nici la săptămână nu va funcționa, pentru că vorbim situații... Atunci la luna sau zile, cum vreți. Dar nu, zic, tocmai asta e cel mai bine, că eu să, de exemplu, de asta e ceea ce centralizați cele, da? Da. Aveți din Răchitiș, din Tărăuș, Șanț, Bolovăniș, toate cele. E necesar să înțelegem faptul că lemnul din Răchitiș nu o să-l duc la Pârâu Șanț. Ei, și atunci, eu dacă spun că săptămâna asta am sortat, am un stoc de 180 de metri cubi în platforma primară din Răchitiș. Atunci, dumneavoastră, aveți aici baza de date, verificată, cererile aprobate și pentru stocul ăsta de 180 de metri cubi, uite lista de persoane care trebuie să primească de aici. Exact. Că sunt pe HCL cu acordare de sprijin pentru asta, că sunt cu autorizație de construcție, că sunt, că de exemplu, uitați situația autorizației de construcție, n-ați prevăzut în regulament. Asta cum trebuie să fie gestionată? Este hotărârea Consiliului Local de anul trecut. Da, în care spune că materialul nou s-a acordat pentru cei care au autorizație de construcție este la 50% din valoarea lui. Da. Bun, dar cererea e depusă la OCOL sau e depusă la OAT? Hotărârea aia nu a fost abrogată. Bun, și atunci eu pe lista noastră solicitarea cu autorizație de construcție unde pun? Dar nu este pe lista noastră. Păi bun, și atunci dumneavoastră când îmi transmiteți lista mai scurtă, mai lungă de care o fi cu persoanele care primesc în mod normal lemnul de foc sau lemnul de lucru, eu o să zic că nu, pot să dau acum că am autorizație de construcție. Păi vedeți că sunt niște lucruri rămase în aer. Sunt niște lucruri rămase în aer și tocmai de asta. Le primește Oculul. Noi centralizăm cererile. Păi da, și eu ar trebui să vă trimit dumneavoastră, să o aveți în evidență astfel încât dumneavoastră să prioritizați și să asigurați decizia privind... Dacă o colaborare între Ocol și primărie, probabil s-ar găsi soluție. Păi, tocmai de asta sunt aici. Da, dar nu putem pe voi. Nu știu, eu
aveți acte transmise suficiente. Și tocmai eu sunt aici... avem acte transmise suficiente către OCOR. Da. Și tocmai de asta sunt aici și vorbim despre un parteneriat. Da. Care, într-un final, se va termina cu un act scris. Un act scris pe care sper că veți putea să-l semnați. Nu mă refuzați cum am făcut cu actul. Depinde. Asta e tot vorba despre actul constitutiv. Da. Pe care dumneavoastră ați considerat... Nu are treabă cu actul constitutiv. Are treabă cu actul de administrare pe fond forestier. Doamna secretar, administrarea fondului forestier ce înseamnă? Ce înseamnă? Ce înseamnă? Vă rog. Spuneți dumneavoastră că sunteți de specialitate. Totalitatea activităților tehnico-economice și juridice ce privesc fondul forestier. Așa. Da? Ei, dumneavoastră în momentul în care veniți și faceți niște modificări ale actului constitutiv, da? În care conducerea executivă, conducerea administrativă, unul face administrarea, unul face strict silvicultura, păi din administrarea fondului forestier partea economică și juridică, asta depășește ceea ce înseamnă strict aplicarea regimului silvic. Nu ar depășește. Nu depășește. Ce înseamnă juridic și economic? În momentul în care veniți cu un act constitutiv în care spuneți mie că reprezentarea corului silvic și e invocat în mai multe documente acest lucru, o face Consiliul de Administrație și relația cu terții, păi atunci eu sunt plus. Dumneavoastră administrați pădurea. Administrați pădurea. Da. Din punct de vedere silvic. Asta potrivit susținerea pe care este noastră. Da. Că dumneavoastră mergeți pe ceea ce considerați dumneavoastră ca fiind OG-109. În schimb, dacă este, uităm la codul silvic în baza căruia s-a înființat acest cod silvic și funcționează, da. Acolo și spune clar... Nu, vă rog. Acolo spune clar conducerea acolo silvic este asigurată de șeful de acolo, ca poate. Dar dumneavoastră interveniți. Dumneavoastră interveniți și adăugați. Asta este o altă discuție, domnul șef de acolo. Haideți să... Păi nu, dar dumneavoastră ați ajuns acolo și... Să reluăm acum, clar. Și îmi spuneți mie că... Parteneriat. Da, și primăria și acolo este de acord cu acest parteneriat. Bun, dar în același timp suntem neaflat în ședința Consiliului Local și eu aș fi curios totuși să văd părerea membrilor Consiliului Local cu privire la această chestiune. Domnule șef de ocol, da. Noi facem proiecte de hotărâre, da. Și dumneavoastră trebuie să respectați, nu să le dați judecată. Le respect în măsura legalității lor. Da, asta. În măsura legalității lor. Vreau să văd o soluție privind gestionarea cerilor și a lemnului de foc și lucruri către populație. Deci, înainte de toate, noi am cerut și înscris ca să ne trimiteți lista aia veche. Noi în Consiliu am discutat, da. Că nu, deci, automat nu ne aducăm de lista asta, adică de când s-a început înscrierea la cererile la aici la primărie. Am cerut și de la dumneavoastră să vedem cum e că cu lista aia veche, să terminăm cu aia. Dumneavoastră nu ne-ați zis la solicitarea a venit luni. Da. Astăzi veți avea lista, dar vin cu precizarea că pe acea listă există CNP-uri. Da. Eu nu am avut posibilitatea să verific membrii unei familii să fie înscriși o singură dată. Nu au posibilitatea să verific cine ce proprietăți deține în virtutea celor renunțate. Dar aici nu vă învinovățește nimeni. Dar nu, lăsați-mă să termine. Da. Mă rog, nu vă întreb. Deci, nu pot să verific membrii unei familii sau câți dintre membrii unei familii sunt înscriși pe listă, cine ce proprietăți are și astfel am o listă cu 1200 de CNP-uri, din care 7-800 sunt soluționate, dar o să aveți în după amiază asta Excel-ul cu toate solicitările. Propunerea mea era ca persoanele scrise pe listă care nu au beneficiat în niciun fel de lemn, o să le vedeți acolo, să le triați. Astfel încât, dacă aveți membrii aceiași familii, și să aplicați exact prevederile a regulamentului aprobat prin HCL7. Da, pentru operativitate, că altfel n-ar trebui să termină. Regulamentul cu jocului. Ați verificat? Da. În ce sens? Ați verificat ca să nu fie date la mai multe persoane din aceeași familie? Dar nu pot, eu nu am... Cum să verificați acum restul de persoane? Cum să verificați asta? Cum ai verificați acum?
Dacă așa dat lendul fără știința, așa, s-a dat. Păi, s-a dat în funcție de care veneau la... Și acum mai verificați lista la persoane care au rămas pe listă, nici nu le-ați onorat, sunt persoane, au trecut un an de zile, da, și da. Acum le cereți din nou, nu cum a venit. Nu le cer, le... A trimis Consiliul Local și primăriei. E absurd, dacă până acum nu s-a luat. Cum considerați, dar, pentru operativitate? Că altfel nu o să termină niciodată. Altfel nu o să termină niciodată. Nu știu, cum considerați, dar altfel nu o să termină niciodată. Lăsăm și pe domnul Văneaule să vedem. Eu aici, dacă e domnul vice, că mai mult cu dânsul nostru să fie capul, vreau să fie mai mult problema asta. Da. E un adevăr aici, dacă nu reușim să rezolvăm cât mai repede lista de anul trecut, înseamnă că o să ajungem cu cei care avem anul ăsta, nu o să reușim să facem nici măcar aia 700 cât am făcut anul trecut. Da. Credeți-mă că deja anul trecut eram într-un stau. Un caz fericit pentru că dumneavoastră, și știți că ați zis dumneavoastră să continuăm cu lista ca să primească tot. Asta am zis. Da, dar dumneavoastră sunteți un caz fericit și poate mai sunt printre noi care sunt în acela, care ați primit deja. Dar ăla care urmează acum pe listă și acum noi îl triem, ne verificăm și el o să cadă, o să fie al 800 de ani. Ce o să deci face? Nu am zis că trebuie luată lista, de aia am zis că pe capul dumneavoastră rămâne mai mult greutate dacă... Vă putem ajuta, suntem lângă dumneavoastră, nicio problemă. Dar dacă nu reușim cumva lista asta, am zis, o ducem la deplinire, n-am zis altceva. Poate m-ați înțeles greșit. Nu, v-am înțeles bine. Aici, credeți-mă, singura problemă, și nu neapărat să zicem că ar fi cineva de vin, e lipsa lemnului. Pentru că dacă este lemn, am rezolvat. Lista veche, cu aia nouă, nu contează cum s-au înscris. Acum, dacă s-au depus cererile și cu regulamentul pe care am votat-o noi, de la anul o să meargă, zicem noi, mai altfel, dar e lipsa lemnului problema. Eu vă aduc aminte, pentru că dacă acolo la domnul președinte, în spate, sunt o mulțime de cereri care nu sunt soluționate de deci cererile astea care sunt aici, sesizări, nu sunt cereri. Sesizări care, deci domnul șef de acolo zis că am ajuns undeva la 8-7-800 ca număr și ei ar trebui să figureze undeva la 100. Deci asta e problema. Aici e problema. Înțelegeți? Că s-o sări lista. Acum domnul șef de acolo vrem să triem noi, să facem ceva și el între timp tot cursul anului o sări lista cum și cum o vrut. Asta e... Domnul vicepreședinte, credeți să intervin. Dumneavoastră n-ați fost în situația în care să eliberați lemnul, da? Deci, personalul de teren, pădurarii, au primit listele respective. În ordinea scrierii. Da? Și s-au apucat să contacteze persoanele. O persoană, ba că nu poate veni astăzi, ba că nu poate veni mâine, ba că nu are cu ce să meargă după lemn, vă rog, ba că e plecat în străinătate. Da? Și atunci eu am trecut la următorul. Colegii din teren au trecut la următorul. Consilier este aici. Am înțeles. Deci aici aveți dreptate și nu vă învinovățesc. Și astfel a rămas. Ascultați-mă și dumneavoastră acum, dar noi aici avem persoane care... Și mai da. Care nu a fost sunat, nu a fost nici el afară, nici sunat. Asta le luăm, și mai sunt aici câteva persoane. Eu le-am transmis clar, direct. Dar ăștia n-au fost anunțat de teren. Deci eu le-am transmis clar personal de teren, eu nu am stat lângă fiecare să văd care pe cine sună. I-am dat lista cu persoanele respective scrise în ordinea înscrierii. Mai departe, care cum a sunat, deja trebuie să-i luăm pe fiecare parte să vedem care cum răspunde. Și pe domnul Diago. Aici aveți dreptate că nu știu, dacă altul a plecat în străinătate, dar o parte. Au fost situații. Dar, corect, aveți dreptate aici 100%, dar omul nu a fost după lemn, a trecut cu un nou lemn, știți cazul? Asta s-a întâmplat și au fost date mai departe. Nu mai trebuie pe mine cei care au fost în teren să emită avizele de soțire, dar, nu, ascultați-mă, au fost situații care au fost date mai departe organelor abilitate să investigeze aceste aspecte. Și uite unde s-a întâmplat treaba asta. S-a rezolvat problema, să știu. Mai mult de atât nu se poate rezolva. S-a dus la poliție și poliția după investigează. Cine s-a dus la poliție? Sesizarea ocolului silvic. Da, persoane, am avut persoane care au venit la ocol. Și mi-au spus că n-au primit lemn și la mine figura că a primit lemn, da? Ei, în momentul respectiv, eu am rugat-o să facă o sesizare scrisă către ocolul silvic, am mai fost o persoană, le-am luat, le-am trimis la poliție. Ei, ulterior, când eu am început niște proceduri disciplinare vis-a-vis de acest aspect, persoanele au venit la stai că am primit lemn, de fapt era nepotul meu care era prin Anglia și a luat lemn. Au fost bătrâni de 74 de ani, care au fost trecut cu luat 5-3 metri cu teren de foc și un lemn, un jumate în lucru.
șef sărat nu se poate duce. Acolo cine e de vină ca și... Cine a fost vinovat? Ajunge la poliție. Dumnezeu, atât este la răspundere, nu poliția. Și unde am fost, am luat răspundere. Am luat la răspundere. Aveți proceduri disciplinare. Am trimis înapoi, s-a dus și-a luat doar un metru jumătate lemn de foc și eu închid gura și la revedere. Ăsta e adevărul. Vă rog să-mi spuneți punctual despre ce este vorba ca să mă pot uita. Dar situațiile, nu știu, situațiile care au ajuns la mine și pe care le cunosc au fost cercetate disciplinar și au ajuns la organele de poliție. Asta e adevărul. Ei, tocmai de asta vă aduc, supun atenție încă o dată. Ce părere aveți de această procedură de lucru? Eu vă transmit faptul că în Răcătiș, în Târăuș, unde cum se poate, avem atâta stoc de lemn și să-mi transmiteți lista cu persoanele care vor beneficia de acel lemn. Am aplicat această procedură în ultimele două situații ce am avut, un ultim stoc la Răcătiș, în care au ieșit 130 de metri cub de lemn, am luat 20 de persoane de pe Bolovăniș, cărora le-am distribuit acel lemn și astfel fiecare a primit. Da, aici e ce aș avea de spus. Răcătișul știm că e o zonă aparte, deci acolo nu nec faptul că în mod normal n-ar trebui să ajungă lemnul la Înghimeș, partea de jos. Răcătișul. Dar în rest, Bolovănești și toate poate să meargă la un loc, pentru că oricum o rezolvăm cu mașina. Acum că aducem din Răcătișul Bolovănești sau de pe Tărăuș, oricum vine mașina, deci e aproape aceea. Deci Răcătișul poate să rămână separat cu oamenii de acolo. Da, vă dați seama că anul ăsta. Ca să selectăm. Vă dați seama că anul ăsta. În Răcătiș trebuie să iasă vreo 4.000 de metri cub de lemn. În prima fază o să rezolvăm atunci oamenii din Răcătiș și urmează Bolovănești. Da, încă o dată, pentru claritate, transparență și eficiență. Dacă vă transmit stocul respectiv și vreau să faceți lista cu persoanele care cât primește, că trebuie la unul lemn de foc, lemn de lucru, subțire, gros, de care cum îi trebuie și ăla știe că de acolo e asigurat. Da, da, e pare că e bine. Păi da, dacă toți s-au primit lista la primărie, adevărul e că... Va fi probabil implementat de la, din toamnă, nu? Nu din toamnă, de acum, din primăvară. Dumneavoastră inițial ar trebui să terminați lista din 2021. Domnilor consilieri, domnul Haineanu. Spuneți-vă. Deci, inițial, să se finalizeze lista din 2021 și apoi vom trece la... Bă, regulamentul din 2022. Așa au fost și votat, regulamentul ăsta. Dar sunt mulți, poate că anul trecut am rămas numai cu lemn de foc, nu? Din anul trecut, așa zic eu acum. Și dânsul o să aibă mult lemn de lucru, lemn subțire pentru că atunci să facem în așa fel cei înscriși anul ăsta deja, domnul o să aibă 1000 de metri cu lemn duc, nu? Trebuie să dea deja vă stă pe la da, 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 nu. Nu să se stea, nu să stea. Păi, dar tocmai aici e vorba de lemnul de foc în prima fază. Sigur, el o să aibă, dacă el pe lista, păi dacă domnul șef de acolo pe lista aia veche nu o să aibă participanți cu lemn bun, automat lemnul de trimite și vine de pe lista asta. Dar cu lemnul de foc trebuie să continuăm cu ăia, pentru că ăia au rămas în aer oarecum, deci nu avem. Cu lemnul de foc o să vă dă și poate. Câte cereri aveți depuse în momentul față la... Undeva la vreo 500. Ei, vă dați seama că dacă eu mă mai duc încă 3 luni de zile să finalizez lista de anul trecut, deja lista care se depune anul ăsta sau cererea care se depune anul acesta, iarăși nu vom ajunge situația în care anul viitor pe vremea asta o să rezolvăm cererile din 2022. Dar realitatea e, asta e, adică nu, niciodată nu o să putem să rezolvăm toți locuitorii, deci trebuie să fim realiști, nu o să fie atâta. Ce propune? Știți bine. Propun ca lista persoanelor rămase acum să fie triate. Să aveți bază de date, uite, a el scris soț, soție și copil. Sunt, așa nu soțul sunt. Deci, sunt. Dar credeți că sunt, asta se poate face. Asta se poate. Sunt. Și soțul a primit și acum mai rămâne să primească soția. Deci dacă credeți că sunt lucruri... Iarăși o situație. Chiar dacă sunt 50 pe listă. Deci se poate, pentru că treaba asta până la urmă s-o hotărâ ca să se dea pe gospodărie. Pe persoană, de pe gospodărie. S-a hotărât acum. Nu, nu, așa s-a hotărât și anul trecut. Nu așa, la familie. Familie, da. Pe gospodărie, da. Dar, în general, persoanele au ocolit la astfel. Nu s-au înscris soțul cu ori, s-au înscris 5 vecini care oricum n-aveau nevoie și oricum o să ia la singur. Dar aici n-ai cum să selectezi, n-ai cum să... Bun, și acum eu la lista respectivă. Mă scuzați. Aceste hotărâri care s-au făcut, s-au împrăvat astăzi. 50 de metri cub, 20 și 10. Da. Unde le pun pe lista de priorități? Lista de priorități, deci e primul lucru, 20 de metri cub de lemn de foc.
Pentru că restul e lemn gros, cu lemnul gros nu aveți problemă, pentru că ăla nu se cumpără, deci aveți, așa că sunt rezolv 10 pentru doctor, 10 pentru pompier. Atâta e de lemn de foc. Poftiți? Pentru pompieri nu, nu, pentru familia... Pentru familia... Pentru cabinetul patologic. Păi da, dar vedeți că sunt iarăși niște lucruri rămase în aer pe care așa la mică înțelegere. Să stabilim un mod de lucru pentru toată lumea, să fie toate solicitările centralizate într-un loc și să se hotărască. Știți foarte bine, aveți pac, atâta de mie, astea le servim. Unde aveți cea mai mare problemă? La lemnul de foc, lemnul de lucru, la lemnul de foc? La lemnul de foc și lemnul subțire. La lemnul de foc și lemnul subțire. E o problemă, totuși. Da, deci trebuie să fim realiști. Aici nu o să reușim niciodată să rezolvăm toate problemele cu lemnul de foc, pentru că nu avem cum. Ce cantitate? Aveți acum o cantitate de lemn care o trebuie? În momentul de față, nu am. Dacă nu terminăm cu lista aia veche, o să fie persoane care au primit pe lista aia veche și deja sunt scriși aici. Și o să fim în situația aia în care au primit și atunci, și dacă lăsăm lista aia veche în baltă, o să fie primit și aici. Și după aia s-a arătat, tu ai primit de două ori, n-am primit nici pe lista aia veche, nici... De-aia zic că trebuie continuat lista aia veche, că o să fie probleme. Păi nu, dar de asta trebuie să le centralizați într-un singur loc. Da. Că deja... Ori centralizate într-un singur loc, dar ținând cont că persoanele astea sunt de pe lista veche, de anul trecut. Dar în același timp, în modul realist vorbind, eu nu mai pot spune că în martie 2022 primește cota de lemn pe 2021. 2021 a trecut. Da, puteți să spuneți din moment ce nu am avut ce să-i dăm. Adică de acord, să spunem și dar necesarul real. Nu, dar necesarul real. Păi așa putem să mergem să dăm și pe 2020. Domnul șef de acord, dumneavoastră, continuați. Dar necesarul real, că o să ajungem în situația în octombrie-noiembrie, că nu o să fie cererile pe care le-ați înregistrat acum, nu o să fie onorate și o să fie oameni care fie primesc de două ori, odată ce au rămas pe lista asta și după aia iară sunt înscriși, și alții care nu au primit deloc. Sau au primit anul trecut în toamnă. Atâta timp cât și în momentul de față nu avem ce să dăm la oameni, pentru că lemnul nu e scos. Asta e realitatea. N-avem, deci noi putem să modificăm lista asta de 100 de ori. Deci noi nu avem lemn. Da, dar nu avem pe previza că o să fie. Da? Când o să fie? Da, să fie terminăm cu lista și continuăm cu regulamentul nou și gata, nu mai are rost. Păi da, deci exact ce a remarcat domnul consilier. O să fie persoane care poate primeze două ori în același an. Și dacă dar nu de asta trebuie finalizat lista aia o dată. Lista aia veche trebuie și să scoasă de... Bun. Eu mi-e trebuie că... O analiză cu lista veche și așa nu. Mi-e trebuie până iunie. Mi-e trebuie până iunie să finalizez lista. Și domnul inginer, dacă observă că dintre aceeași, să luăm de la aceeași număr de case dintr-o gospodere, sunt două, trei persoane, trebuie eliminate, dacă observați, eventual. Unde am observat, am eliminat. Trebuie eliminat la o persoană. Dacă observați, eventual. Am făcut lucrul ăsta, o să vedeți pe Excel-ul ce-l primit. Sunt persoane care sunt tăiate și zice că ai înscris de două ori. Dacă o să fie ceva probleme, explicați. Domnule, uite, fii atent că... Am făcut lucrul ăsta unde am știut. Da, dar astea sunt situații particulare. Nu am o bază de date cu care să lucrez. Dar trebuie să se termine cu lucrurile. Să avem vreme de lucru. Dar de exemplu acum, domnul șef de pot, de exemplu acum undeva se scoate lemn pentru populație. Da? Pe Proșanț. Și atât. O să se scoate, da. O să se sau eu am întrebat dacă... Păi de asta începe activitatea. Se reia activitatea, da. Da. Și în altă parte nu este niciun lemn rămas care nu, la jumătate partide. Nu, nu mai există, nu mai există partizi contractate spre exploatare. Deci nu mai există. Deci doar pe Proșanț, da. Bine. Rămasul de anul. Bun, mai departe v-am transmis, ați avut anul trecut două hotărâri prin care ați acordat cu titlu gratuit câte 60 de metri cub de lemn de lucru pentru poduri, podețe, întăriri de malul și alte cele. Aveți situația acolo cu utilizarea celor 60 de metri cub, deci 120 de metri cubi. Mai sunt cel puțin două solicitări de care știu eu, care nu au fost onorate pe lista respectivă pentru că nu a fost lemnul pe care îl doreau dânșii, adică lemn cu grenș ca să-l poți pune la malul râului, da. Care în momentul de față sunt descoperite și în același timp a fost livrat cantitatea de 90 ceva metri cubi primăriei Gimeș-Făget și această cantitate este rămasă descoperită. Da. Na, și în acest sens, nu știu dacă considerați oportună aprobarea unei noi hotărâri de consiliu local care să mai acorde încă 60 metri cub de lemn cu titlu gratuit,
Dacă nu, atunci aceste cereri vor rămâne în aer. Păi nu, pentru ședința următoare, atunci trebuie să luăm hotărâre ca să... Nu, aveți situația acolo cu persoanele, cu metri cubi, fiecare în ce situație. Am pus poduri personale. E vorba, a fost de înțelegerea asta, nu știu, eu astea am primit HCL-urile și am discutat telefonic cu domnul viceprimar și mi-a spus asta. Că au fost cu intrări cu mai multe familii. Da, eu nu, dar nu discut. Eu nu discut. Eu discut care ce-o primit. Nu discut care ce-o primit. Acolo... Deci eu în momentul de față am livrat, cel puțin în momentul de față am livrat 9,5 metri cub de lemn de lucru cu care sunt descoperit. Da, aici scrie de vot personal, dar n-a fost vot personal. Nu, eu așa am știut, dar e la modul generic. E un pot, nu știu. Dacă nu cumva multă. Așa au fost scris aici, nu, asta nu e. Asta e la modul generic. Da, la modul generic. Nu cunosc detalii, nu aici, și aici, deci au fost scris că acolo s-a dus la o anumită firmă care era pentru 3 persoane. Nu știu, deci nu mă interesează. Mi-e scris aici, e ok. Nu știu ce mă interesează, eu am discutat telefonic cu domnul viceprimar vis-a-vis de modul de distribuire a celor 60 metri cubi vis-a-vis de HCL-ul. Și doar v-am prezentat situația. După aia mai e o chestiune care, în momentul de față, nu e atât de arzătoare. Dar, cu siguranță sunteți și dumneavoastră proprietari de fond forestier. Într-un fel sau altul, ați primit pe titlul de proprietate un hectar, 20, care cât i s-a retrocedat. Și garda forestieră, într-un fel, a notificat ocolul silvic cu privire la obligativitatea preluării în bază acestor suprafețe. Da? Aici lucrurile se pot complica și pot ieși urât foarte, foarte ușor, foarte, foarte repede. Pentru că, potrivit articolul 16 din codul silvic, toate suprafețele de fond forestier trebuie preluate în bază. Toate. Și dacă vă aduc o hartă veche, să vă uitați pe ea, să vedeți ce suprafețele de fond forestier sunt, peste tot sunt. Dacă mă uit la pulpul ăla de pădure de dincolo, ăla cu siguranță la un moment dat a fost fond forestier vopsit, care ulterior a fost retrocedat proprietarului de drept și de-a dumnealui acum îl folosește. Ei, există două situații. Fond forestier pentru care proprietarul se cunoaște și este în drepturi, adică el figurează pe titlul de proprietate și îi pădurea lui. În această situație e simplu că bună ziua, încheiem cu ocolul silvic, încheiem un contract de bază pe perioada de 10 ani și acest lucru vreau să fie clar proprietarilor din Comuna Gimeș-Făget, că dacă are fond forestier care este în dreptul lui și situația juridică a terenului este clară, încheie cu ocolul silvic un contract pe 10 ani și în baza acelui contract îi se poate pune în valoare în fiecare an 5 metri cubi pe an și pe hectar. Astfel încât nu trebuie să fure din proprietatea lui, să se ascunde pe stânga pe dreapta, poate avea acces la lemnul care, slavă Domnului, crește în deci mod legal. Este un contract de bază, este servicii silvice. Da, prestează servicii silvice de bază. Vă rog. Dar deja s-a trecut la vopsit pădurea. Păi tocmai de asta. Păi da, dar legea nu zice că dacă vreau să fac contract cu ocolul silvic, pot să fac cu comuniști, pot să fac nu. Cu ocolul nominalizat. Nu. Nu. Cu am dreptul să aleg. Nu. Ba da. Nu. Doar cu ocolul nominalizat de către cărțile forestiere. Iar aici pe Chimeș este nominalizat ocolul silvic Chimeș-Făget. Ei, și despre ce faceți referire? Tocmai. Sunt suprafețe care, de fond forestier care apar în titlul de proprietate al Comunei Chimeș-Făget. Sunt predate în administrarea ocolului silvic și... Nu se bagă sub mare. Nu, vă rog, exact la ce faceți dumneavoastră referire. Și nu au fost vopsite, nu au fost delimitate de ani de zile, da? Ei, acum, niște parcele au fost, s-au dus colegii pe limita de proprietate și le-au vopsit, le-au delimitat. Și situația la care domnul Neagu face referire e vorba despre parcela 82 din UP1 Gimeș-Făget, de pe pârâul Turci. Nu numai asta, și pe Holoș. Și pe Holoș. Dar trebuie să-l chemați și proprietarul. Da. Deci proprietarul, în cazul Holoșului, de exemplu, a fost Comuna Gimeș-Făget, pășuni limitrofe cu vecine cu fond forestier. Sunt curți în proprietăți. Nu cred și acest lucru. Și pe Turceni s-a băgat în proprietăți. Ei, păi pe Turceni. Știi cine a chemat proprietarul? Stați un pic. Proprietarul, conform actelor pe care le găsim acolo, simplu că este Comuna Gimeș-Făget. Da? Dar care are titlul de proprietate cum e Comuna Gimeș-Făget? Are titlul de proprietate Comuna Gimeș-Făget. Nu, dânsul spune despre proprietar persoană fizică. Da, are titlul de proprietate în mână. Și la fel de bine are titlul de proprietate Comuna Gimeș-Făget. Nu, are și unul așa. Sunt cu ajut.
Sunt cazuri. Ei, dar acele subparcele sunt delimitate și sunt clasificate ca fiind sub M-uri, suprafețe, ocupații sau litigi. Ce soluții vei să... Ei, soluțiile este ca la nivelul Comunei Timiș-Făget. Nu cunosc exact procedura legală care ar trebui parcursă, dar posibil că începe din Comisia Locală de Fond Funciar, unde să înceapă să se clarifice lucrurile astea. Eu v-am adus la cunoștință faptul că pe întreaga raza acolului sunt undeva la 300 de hectare de astfel de suprapuneri. Suprafețe pe care persoanele fizice știu că le au în proprietate și care figurează pe titlul de proprietate al comunei. În situația respectivă eu sunt responsabil de terenul, dar m-am dus la mopsit, am știut că e M și bine că acum știu că au venit oamenii și știu care, de exemplu, în 82M, știu care sunt proprietari. Da, dar trebuie să se clarifice natura proprietății și proprietarul. Da, da, și atunci, în momentul respectiv, iese din proprietatea Comunei Timiș-Făget, iese din administrarea acolului și omul își are proprietate. Da, dar vedeți, în situația în care are și unul și altul titlu de proprietate, acolo este urât. Că persoana știe că e a lui. Merge asta la vopsit și atunci ai se urât. Păi știți? Atunci înainte trebuie discutat să văd care e situația, până nu ajunge la topor, că atunci e dificil. Da, de ce să ajungem la topor? De ce să ajungem la topor? Dar ai proprietatea acela ce măsoară? Ce... Păi măsoară ceea ce mi-a predat Comuna Timiș-Făget ca fiind proprietatea comunei. Și nu. Și atunci el cum are titlul? Comuna de când are titlul? 2004. Și dacă... Da, dar eu sunt în măsură. Eu am harta. Deci mie mi-s predate 7.200 hectare. În orice moment dat pot să vină să mă întrebe unde sunt 7.200 hectare. Adevărul e că aici am proprietate. Dar nu am măsurat hectarele. Eu sunt responsabil de suprafețele respective. 2013 a fost trebuit. Bun. Ideea e în felul următor. Noi ca proprietari aici să găsim soluția să rezolvăm problemele astea. Și astea probleme mai vechi. Care dar nu trebuie să se bage, dacă tot e în litigiu, nu te bage acolo. Păi nu, dar eu mi-am delimitat suprafața predată, aflată în proprietatea Comunei Timiș-Făget. Dar și persoana respectivă care are titlul, că văd, stai, am delimitat că e a mea. Adică două entități au... Probleme da. Astea, soluția este instanța. Bun, atunci, unul sau altul, fie proprietarul Comunei Timiș-Făget, fie proprietarul care are titlul proprietate, da. Trebuie să acționeze în instanță. Da, așa, da, să dea în judecată și primăria și ocul. Nu, ocolul întreabă asta n-are. De ce n-are treabă? E proprietar. De ce s-o băgat dacă e litigiu să obțească? Dar nu este litigiu. Da, în momentul nu este în litigiu cu nimeni. În proprietar. Dacă dumneata ai văzut că are și comuna și proprietar are titlul. Eu am văzut după aia, eu am văzut suprafața care mi-e predată mie. Nu se face așa, eu știu clar și domnul șef de district, știu și domnul șef de acolo, știu că este, că de aici au născut. Eu am știut proprietăți. Dar eu nu cunosc proprietățile. Eu am știut că acolo e. Arată. Eu acolo am știut că e. Și când ne-am dus acolo și am terminat, au venit 5 persoane și foarte bine că au venit, acum știm pe M-ul respectiv 5 persoane. Trebuie văzut, soluționat astfel încât să rămână un singur proprietar. Noi ca reprezentanța cetățenilor și avem datoria ca să fim și să informăm corect. Și să informăm corect și să găsim soluția cumva, indiferent cu avion, înțeleg cum zice la secretar distanța, e cel mai ușor să duci pe instanța. Da. Dar până ca să ajungi în instanță, atunci trebuie să fie, de exemplu, tu ca proprietar trebuie să știi din start ce vrei. Adică ce să-i spui omului? Că cum ai să avem pretenții în instanță? Băi, am pretenții sau nu am pretenții ca să faci, ca să ajungă să devină proprietar? Că tu, de exemplu, dacă devii ca proprietar în instanță, să zici, da, domnule, eu trebuie să apă proprietatea comunei. E proprietatea comunei, o apă, atunci la un moment dat, ăla cu... care au fost pus în posesie... Da, titlul de proprietate din 2004, zis. Da. Și ăla din 2000, din 1000, nu știu cât. Și noi, dacă reprezentați, nu ne apărăm proprietatea patrimoniului. Adică, da, am înțeles. Tocmai am zis, noi ca consilieri suntem, trebuie să avem grijă și de... Păi asta parte, este. Adică trebuie să noi suntem răspunzători și de patrimoniul. Pentru că e comunitatea noastră, deci proprietarii nu sunt comunitatea alte de comună. Trecând peste lucrul ăsta, mă întorc la articolul 16, la ce ziceam din codul silvic. Suprafața de fond forestier pentru care proprietarul e cunoscut. Da. Acolo e regulă. Facem contract, da. Proprietarul își cunoaște, ne arată că de aici până aici e bucată lui de pădure și toate cele. Dar sunt situațiile în care avem suprafața asta de fond forestier pentru care proprietarul știe că e lui, dar nu are documentele. Îs titlul de proprietate emis pe persoane care au decedat între timp, unde nu e făcută o succesiune. Acolo, dacă proprietarul nu merge să-și clarifice situațiile, eu sunt obligat să o iau în pază oricum.
sunt obligat să iau o pauză oricum și ajungem în situația, vă rog, ajungem în situația în care eu o să păzesc pădurea de proprietate. Asta vă doriți? Nu. Voi ați știut, foarte sigur că le-ați proprietăți. Am știut că ați obținut. Pentru că figurează pe titlul de proprietate al comunei, domnul Drăgă. De ce n-ați învățat înainte? Băi, oameni, unde ce se întâmplă? Toată lumea zicea că acolo îmi s-a rugit eu. Da, ai venit? Nu are niciunul. Ai venit în coace? La primărie să duci treaba tu. Vreau să le observ ce facem. Uite ce e. Primăria mi-a dat în administrare și mă duc și le delimitez. Și asta e responsabilitatea mea. Sigur, treaba. Sigur, aș fi. Fiind pe hartă trecută ca e mult. Dar, vă rog, treceți de aspectul ăsta. Eu vă zic că o să ajungem în situația. Uitați-vă la Pârâu Șanț, da? Pârâu Șanț, 800 de hectare, toată coasta. Chit cât mai este pădure. Dar alea o să fie preluate în bază, toate la grămadă, și acolo proprietarul care știe că a lui nu o să aibă voie să meargă. Că dacă merge, atunci înseamnă dosar penal și poliție, jandarmerie. Doamne, ce de acolo? Acolo nu s-a făcut niște nereguri. Trebuie căutate în ce an s-a făcut. Nu mă interesează. Unde? Pe Rușa? Peste tot. Știu, dar nu mă interesează asta. Dar eu vă zic că o să ajungem în situația, dar nu reușesc să vă clarific. Asta s-a făcut în 2013-2016. Ce? Amenajamentul și nu trebuia făcut. Cum să nu fie făcut cât timp figurează pe titlul de proprietate al comunei? S-a făcut. Cum s-a făcut? Titlul de proprietate al comunei. Figurează pe titlul de proprietate al comunei. Bun. Dar... Dar nu în 2000. Dincolo... Nu în 2004 s-a făcut. Atunci s-a făcut titlul. Atunci s-a făcut primul amenajament, probabil. Primul amenajament și titlul de proprietate. În baza titlului de proprietate. A fost primul și după aia s-a făcut. Al doilea și-a făcut al treilea amenajament. Dar dacă la nivelul comunei nu demarăm procedurile de clarificare acestor situații în Comisia Locală de Fond Funcțional, cu suprapunerile cu comuna, cu proprietățile persoanelor care să meargă cumva să-și clarifice situațiile, Ocolul Silvii va fi obligat să le preia în pază și o să ajung să păzesc pădurea de proprietate. E dificil, da. Și vă dați seama ce înseamnă lucrul ăsta, adică la mod real. Înseamnă fugi topoare, atunci înseamnă fugi topoare. Atunci. Și asta voi fi obligat, pentru că încet pe Valea Trutul și-a început să facă lucrul ăsta. Și Ocolul Silvic a fost notificat de Garda Forestieră să facă treaba asta. Și de asta... Care nu a făcut situația. Trebuie să o facem de până acolo, tocmai. Da. Și tocmai de asta aș dori ca de la Consiliul Local să se comunice cu persoanele fizice, cu proprietarii de păduri și să li se expună exact situația asta. Mai bine vii și umbli după proprietatea ta să-ți o clarifici. Să știi că de aici până aici se face o succesiune, se face una alta, ca în momentul în care ajungem acolo, tu să zici, asta e bucata mea de pădure, de aici până aici e a mea, nici nu trebuie să plătești nimic către Ocolul Silvic, pentru că este subvenționat de către minister, dar în același timp beneficiezi cu acte în regulă de 5 metri cubi pe aș pe hectar. Asta le-am spus tuturor proprietarilor de pădure care au venit la primărie și s-au interesat. Bun, dar trebuie... Dumneavoastră este, trebuia făcut demersul ăsta înainte de a intra sau obții. Cât timp figurează pe titlul de proprietate al comunei Timișcuget? Asta e simplu... Asta știu. Eu n-am știut că sunt două titluri, am știut că sunt ocupații și litigii că acolo e făcut un gard. Da? Dar nu a venit că a știut că sunt două titluri. Au venit când au venit cele 5 persoane, au venit la Ocolul Silvic, da? Domnul șef de acolo, acolo v-ați născut. A știut clar despre proprietăți. Eu n-am știut, domnul meu, despre așa ceva. Acolo v-ați născut. Eu cunosc de unde m-am născut, pe Pârâul Tolăceni, da? Cunoașteți foarte bine. Faceți niște afirmații, bun, și în alte zone le recunosc. Bine, pe Pârâul Șanț. Pe Pârâul Șanț, domnul șef de acolo, să continuați cu punctele, deci am înțeles, asta clar. Asta, bun, nu e ceva care se întâmplă mâine. Da, corect. Dar cât timp am luat la cunoștință și eu să încercăm să găsim. Cât timp, nu știu, nu se pune în lucru Comisia Locală de Fond Funciar să se corecteze oricum un titlu de proprietate al comunei. Sunt mai multe aspecte ce trebuie corectate. Și eu știu. Știți foarte bine de situația asta. Vom fi în aceeași situație de ceas în care nimeni nu înțelege nimic. Mai aveți ceva, domnul șef? Comisia locală este funcțională. Bun, eu v-am adus la cunoștință. Și v-am prezentat într-un fel sau altul ceea ce urmează să se întâmple. Din timp. Da. Să trecem la următorul problem. Am înțeles. Bun. V-am transmis, cred, în ianuarie și acum din nou, faptul că ar fi necesar ca pentru lucrările efectuate de Ocolul Silvic cu zilieri să se aprobe un tarif zilnic de plată. Cum s-a întâmplat și anul trecut. Anul trecut toată lumea a știut, a fost comunicat public tuturor faptul că ziua de lucru la Ocolul Silvic 125 de lei pe zi net în mână. Da?
ceea ce a clarificat lucrurile pentru toată lumea și a asigurat transparență. N-a fost nimeni că plătesc atâta, că plătesc mai puțin, că plătesc mai mult. Toată lumea a știut și, slavă Domnului, au fost 115-17 persoane implicate în campania de împăduriri de anul trecut. De-a lungul verii am făcut lucrările necesare în pepinieră, în toamnă am făcut lucrări de descopreșiri și toată lumea a știut la ce să se aștepte și ce să facă. În acest sens, consideram oportun ca și pentru anul acesta să se facă exact același lucru, cu schimbarea, bineînțeles, de la 125 de lei să ajungem la 150 de lei. Adică, din nou, un proiect de hotărâre, da, prin care să vi se apropie cheltuiala cu zilieri, cum a fost anul trecut. Remunerația zilnică netă a persoanelor care lucrează zilieri la o poziție. Cheltuielile cu zilieri. Da. Am înțeles. Să facem un proiect de hotărâre. Și propunerea atunci ar fi ca să... Eu spun 150 de lei. Acum... Net. Da, ceea ce înseamnă 222 de lei brut. Cât plătește acolo cu... Astfel încât toată lumea să știe ce și cum se întâmplă. Cât bani primește dacă se duce la exact lucru la hotărâre. Și toată lumea știe foarte bine lucrul. Sau mai bine. Bun, am trecut. Anul trecut au fost iarăși discuții cu lemnul de foc pentru stânile de animale. Da? Ei, vreau din capul locului și iarăși asta e solicitare care a venit iarăși încă din ianuarie, să găsim o modalitate de lucru pentru a rezolva această problemă. Domnul șef de acolo, deci ce propun eu? Ca ăia câțiva care au mai rămas, că dacă o să continue oricum nu o să mai rămână nicio culibă, deci nu o să fie problemă. Cel puțin după un an, că dacă și asigur o să îi omorâm și pe ea, da, asta ne trebuie. Lăsați-i să se ducă să strângă crengi. Se duc și mizeria care e lăsată de exploatat, de firmele care exploatate, care s-o rup, care se strângă și se ducă la foc. Și da, dar nu sunt mulțumite cu treaba asta. Deci dacă le trebuie lemn de foc, doar să-i lăsați, că se duc și au de strâns acolo pentru 150 de ani. Da, uitați că anul trecut, cred că asta n-a funcționat. Nu a funcționat pentru că s-a pus întrebarea altfel. Deci, dacă acolo este pădurar și îi spune, uite, du-te în parcela aia, că sunt crengi, sunt rupte la metru, la care nu se strâng. Care putreze să sunt convins că se duce fiecare. Deci aia 2-3 care au mai rămas. 100% pentru asta. Da, dar în același timp. Domnul ședar, când permit vorbiți intervinte, dacă vă spun ceva. Deci la o stână, bănuiesc că este nevoie mai mult decât lemn de foc. Lemnul de foc, poate omul nici nu-l bagă seama, nici nu o să-l ceară. Da. Fii sigur că cei prea să ți le ceară. Ideea e că acolo, la o stână, când te duci, ai nevoie așa. Ai nevoie de un bar de făcut gardul, ai nevoie de un lez de făcut gardul. Eu cred că să nu știu eu acolo. Aici mai mult ar trebui. Aici trebuie să-l iau. Da, la capitolele astea... Asta nu e lemn de foc, era vorba de lemn de foc. Aici nu intră lemn. Și alt lemn. Și mai mult ca sigur că o stână... Deci, v-am spus, lemnul de foc, cepurile nu o să ți le ceau, el se duce și le ia. Da. Da. Domnul, dacă îi trebuie în afară de lemn de foc, care poate să o strângă, dacă este lăsat și face bine pentru păduri, atunci se înscrie exact cum se scrie la și alte persoane, la lemn de lucru, la lemn de asta, și rezolvată problema. Deci, propunerea este ca stânele respective să se înscrie pe o listă pentru la stâna respectivă. Mai facem că 7 liste și nici nu să putem, nu le putem da nimic. Nu mai trebuie o listă, se înscrie pe lista asta din timp. Dar nu o să fie așa. Dacă vrea în afară de lemn de foc. Știți de ce v-am întrebat și am spus ca să înțeleagă oamenii, nu pentru asta, că nu mă să înțeleg dumneavoastră pe mine, deci credeți-mă. Da, de obicei m-am dat. Domnul șef de acolo ridica problema cu lemnul de foc, care după părerea mea se rezolvă fără să... Adică... Domnul inginer, dumneavoastră ce propuneți? Nu am o soluție pentru treaba asta. Mă gândeam într-o oarecare situație să se facă în jurul stânilor respective mici APV-uri de igienă sau de accidentale ce este acolo. Pe care asta mi se pare o idee bună. Pe care să le exploateze de acolo. Dar... Apucați-vă de treabă și faceți. Stați un pic. Cine e titularul autorizației de exploatare în cazul ăla? Persoana fizică nu poate. Eu trebuie să emit o autorizație de exploatare, da? Că noi plecăm de la premisa că nu tăiem lemnele marcate, da? Da. Na. Doar pe cele.
Plecăm, da. Suntem plecați și... Nu, și vă rog să-mi indicați, nu, și vă rog să-mi indicați, că sunt sătul de afirmații fără acoperire, să-mi indicați unde este ate demarcat, da? De când sunt eu șef de acord. Mulțumesc. Și atunci, dacă persoana, proprietarul acelei stâni, se duce și taie lemne de pe lângă stână, alea cineva trebuie să-l plătească. Da? Da, dar dacă nu, nu se poate pentru că trebuie o firmă, deci clar, atunci propunerea dumneavoastră nu este valabilă, deci rămâne ce am propus noi atunci, nu? Bun, atunci să vină și vreau să cunoască, să cunoască toată lumea, să se înscrie frumos pe listă. Exact, și atunci o să prioritizăm și pe ei, după aia care au mai mare nevoie, ca să nu avem o soluție. Dar cu lemnul de foc, după părerea mea, cu lemnul de foc nu, se, nu trebuie pusă problema. Asta a fost și propria mea, cu lemnul de foc... Aia trebuie lăsat, adică sunt lucruri, poate să cureți acolo, v-am zis, nu trăiește atâta cât au de lucru. Ar fi atunci indicat ca cei care sunt cu stângele pe zonă, din timp acum să vină și când face cererea să specifice, ca să fie cumva într-un fel sau altul... Deci și în momentul de față, persoanele care vin și depun cerere, sunt scrise, că am discutat despre persoanele cu handicap. Pe lista aia poate să fie și numărul de 400 și nu știu cât, dar e scris acolo, cu handicap. Și pe aia o să punem pe primul loc. La fel o să facem și cu stările, pentru că ei se duc... Dacă tot vorbim cu pădurarul, astfel că să strângă ceipul ăia și capul ăia de jumătate de metru de un... Care oricum rămâne acolo. Da, oricum rămâne acolo. Dar ce mai trebuie cerere să mai complicăm cu... Nu, 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 deci nu. Am zis că lemnul de foc, am zis, lemnul de foc am pus deoparte. Deci lemnul de foc o să fie lăsat, mă gândesc. Deci lemn de altfel, de lemn care... La o stână este nevoie și de altul, și de lemn sănătos. Barb nu poți face din lemnul de foc, trebuie să recunoaștem treaba asta, degeaba. Da, dar nu au zis nimeni. Oricum, pericolul nu de acolo a fost nici până acum, că au dispărut lemnul. Nici de la stână. Nici nu s-a fie. Deci ăsta... Asta e ultima chestie. Este e vorba să găsim soluție da, pentru da, pericolul. Păi nu, tocmai da să găsim o soluție care să nu punem dificultate pe nimeni. Să nu punem dificultate pe nimeni. Acum, după dumneavoastră, se poate proceda așa cum am venit eu cu problema, în sensul că... Într-o oarecare măsură, dar dacă mă duc și răspund colegilor din teren să facă treaba asta, atunci eu trebuie să meargă cu persoana respectivă, într-un fel sau altul, să stea după ea, ca să se asigure că nu taie și altceva. Nu s-a așa. Domnul șef, e exact aceeași condiție. La persoana aia care e, și pădurarul nu trebuie să meargă acum, mâine, să... Deci pădurarul poate să contacteze, că sunt câțiva, deci discutăm de, nu știu dacă sunt 10 persoane care se ocupă de asta. Mai în ziua cu care o să fiu, hai îți arăt cine... Pădurarul oricum trebuie să aibă și dacă îi dă drumul, și dacă îi dă drumul. Am făcut chestia asta în trecut. Da? Dar nu greșit, trebuie amendat exact cum i-a amendat altcineva, e clar. M-a sunat cineva de la o stână să rezolvă treaba. Și a zis că exact așa, ia pădurarul, du-te și adună, vezi ce mai este pe acolo. Când s-a dus acolo, n-am fost personal. Dar pădurarul mi-a spus că omul s-a dus, s-a întors, că nu-i trebuie lemnele astea, îi trebuie o ceră pe picior. Ca tine, dar el a ieșit din schimbă, deci alegerea data, e alegerea lui, asta nu e de problemă. Aici, știu, dar asta înseamnă că pădurarul respectiv, în loc să facă altceva ce ar fi trebuit să facă, a trebuit să meargă o zi cu persoana respectivă ca să o păzească. Asta e, nu știu de profesor. Pădurarul, el oricum își face rândul cantonului, deci el atunci poate să se sincronizeze. Da, la fel sau altul. O dată pe an să arată la ăla de deci, atunci să... Da, deci asta cred că... Pentru alte solicitări de, deci pentru alte solicitări de lemn de lucru să se înscrie la... Da, se înscrie, da, corect, altfel. Următorul lucru este vis-a-vis de ATV. Da. Da? ATV este proprietatea polului, figurează în inventarul polului și eu, în calitate de gestionar, nu l-am văzut de jumătate de an. Da. Și această situație tinde să se repete cu ce a fost înainte. Și aș vrea să clarificăm situația aceasta, ca să știm care ce are și care de ce răspunde. Da? Că mă voi ajunge situația în care poate trebuie să plătesc ATV-ul. Da? Că și acum am un ATV în inventar care nu mai există. Și unde este ATV-ul? Nu știu. Da. 4 ianuarie, da. 4 ianuarie anul trecut. Da. Nu a fost identificat la sediul acolo sau în alte puncte. Și figurează la mine, dorim să ajungem în această situație și cu ATV-ul curent? Nu, ATV-ul, cu ATV-ul despre care vorbiți în magazin, știți foarte bine. Nu, aici ați mințit că nu ați văzut de câteva minute. Eu nu l-am văzut. În fiecare zi, da, pe acolo. În magazin nu intru. În magazin nu intru și nu mă interesează. Eu v-am dat, nu, ascultați-mă, eu v-am dat cheia personală a ATV-ului, da. Și în același mod o aștept
înapoi. Așteptați. Da? Dar nu e pisică să se întoarcă. Da. Până una alta, eu răspund de chestia asta. Da? Da? Am înțeles. Deci ATV-ul e acolo. E ok. O să primiți și cheia. Dar în legătură cu celălalt ATV, ați depus ceva, ați făcut ceva ca să reapară în inventarul dumneavoastră? De unde să le amintim? Dar nu. Ați făcut demersul ca sunt, să fi... Sunt specificate lucrurile astea în inventarul pe care l-am făcut al locului Silvi. Vor ajunge la dumneavoastră și în momentul respectiv... Dar se va vedea... Timp de un an, adică timp de un an dumneavoastră. Da. Deci vă faceți griji pentru un ATV care e la un metru de dumneavoastră, dar pentru ăla care nu l-ați găsit când ați venit, n-aveți nicio problemă. Cum să nu am nicio problemă? E... Păi asta ați spus acum. Domnule, l-am trecut în procesul verbal de inventariere ca obiect de inventar lipsă, ce urmează să fie analizat de către consiliul local vis-a-vis de situația lui. Pe lui ce ne-ați trimis? Domnul Sașu, dar dumneavoastră în momentul în care ne-ați trimis, atunci ați văzut că nu este și că nu a ajuns la noi ca să vedem ce facem. Pentru că anul trecut inventarul se face la final de an, da? Bine, okay, da. Eu atâta vreau să vă propun, ATV-ul ăla dacă e se poate, deci ca primărie și ca proprietar până la urmă, dacă e poate închiria, nicio problemă, sub orice formă, dacă e nevoie ca să fie la primărie, nu, luați-l pe... Întrebați consiliul local, îl luăm frumos să fie destinat pentru lucrări primăriei și nicio problemă. Dânsul vrea să-și poate... Să aibă o formă juridică. Să rădau, da. Eu așa vă propun. Să aibă o formă juridică. Deci, asta nu e temă de discuție până la urmă, dacă vreți să discutați pe acte, faceți din prima treaba asta. O formă juridică cine care să asigure de parte și pe unul și pe altul. Da? Că acum e în aer. E pe nu e în aer, e pe pământ. E pe vorbe, da? În momentul de față e pe vorbe. Și până la urmă, la altul care a dispărut? La altul care a dispărut, când privește persoanele... Da, da, când ați aflat? La 4 ani. Anul ăsta? Nu, am trecut. Când am preluat. Păi asta ați făcut. În timp ați făcut o sesizare undeva că, bă, a dispărut ATV-ul. Unde e ATV-ul? Această situație a fost ridicată la început anul trecut Consiliul de Administrație, Consiliul de Administrație care a cunoscut situația încă din anul 2020 și nu văd nicio rezolvare. Da? Și ați trimis documente la Consiliul de Administrație. Înțeles. Trebuie verificat Consiliul de Administrație. Bun. Iarăși am transmis Consiliul Local execuția bugetară pentru anul 2021. Și în același timp, propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Care, iarăși văd că nu au ajuns pe lista de discuție a Consiliului Local. V-am răspuns la adresa asta. Da, spunând. Fără avizul Consiliului de Administrație, nu putem supune dezbaterea deci Consiliului Local. Deci dumneavoastră îmi invocați un aviz al Consiliului de Administrație care, să vorbim acum deschis, nu valorează cât trebuie pe care e scris. Din punctul ăsta de vedere și au fost alte documente pe care le-ați analizat și aprobat în Consiliul Local fără avizul CEA-ului. Nu înțeleg unde e blocajul acum. Aici e vorba de buget, domnul. Da, și au fost alte situații în care la fel lista de partizi noi avem proiect din decembrie. Lista de partizi este strict a Consiliului Local, da? Da. Și dumneavoastră ați făcut solicitare pentru avizul CEA-ului, da? Și într-un final a intrat pe ordinea de zi și a fost aprobată fără avizul CEA-ului. Deci eu nu mai înțeleg sistemul unitar de funcționare. Bun, trecând peste asta, executarea bugetară, dacă ați văzut-o, s-a finalizat cu un profit pe anul 2021. Da. În sumă de 3,77 milioane lei. 78 milioane lei. Da? Această sumă, fără o aprobare a Consiliului Local privind execuția bugetară, rămâne blocată. Dacă dumneavoastră considerați oportun și normal ca să stăm să ne uităm la acești bani în condițiile în care drumul pe Ploveniș l-ați văzut și știm cu toți în ce stare se află, foarte bine, n-aveți decât. În același timp, aveți propunerea pentru bugetul de venituri cheltuieli pe anul 2020. Vă rog frumos. Acum să vă răspund la execuție. Da. Profitul, conform ordonanței 64 cu repartizarea profitului, spune clar. Se trimite proprietarului după depunerea situațiilor. Nu după aprobarea situațiilor. Nu. Și situațiile financiare anuale... Nu. După depunerea situațiilor. Și situațiile financiare anuale le poate depune contabilul instituției în momentul în care sunt aprobate. În momentul în care execuția bugetară e aprobată, abia atunci pot să le depun. Dar bilanțul din iunie l-ați depus fără aprobarea Consiliului Local? Care bilanțul? Când ați venit cu bilanțul parțial, da? Da, dar aici vorbim de situații financiare anuale. Și cum ați invocat exact ordonanța de guvern 64, da. E vorba de situațiile financiare anuale,
care se vor depune în urma aprobării execuției bugetare. Da, dar deci asta dacă... înseamnă că Consiliul Local este obligat să aprobe. Nu este obligat să o aprobe, e obligat să o pună pe masa de discuții, pe ordinea de zi, ca să o analizeze. Fără a fi analizată de Consiliul de Administrație, nu putem asta face e, asta. Asta e cu părerea dumneavoastră. Nu este prevăzut în final, nu, este prevăzut în regulament, este prevăzut în nou G109. Am avut discuția asta și nu vreau să o reiau. Dar, la modul real vorbind, v-am spus, un astfel de aviz nu va aduce niciun plus, niciun minus. Da, trece peste, bun. Noi o depunem în fața Consiliului Local. Nimeni nu o semnează de legalitate, nimeni nu aprobă. Doamna secretar, aveți prima dată în fața Consiliului Local și pe urmă va venea... Fără avizul Consiliului de Administrație... Propuneți o prima dată. Și asta înseamnă că veniți dumneavoastră să inițiați. Eu vă rog ceva. Deci propuneți-o dumneavoastră, aveți obligația să propuneți lucrurile care... Eu nu am obligația să propun. Nu o să propun oricine. Nu. Păi vă rog, nu am obligația să le puneți să te învață Consiliul Local? Eu vi le aduc la cunoștință. Asta am zis. Deci dar vă specific că este fără avizul Consiliului de Administrație. Păi, eu v-am spus să ne le aduceți la cunoștință. Și Consiliul Local se decide. În definitiv, eu v-am zis, în momentul de față, atunci stau 3,78 milioane de lei. Stau și ne uităm la ei. Dar nu poate mai sta așa cu 7 miliarde, așa că nu e problemă. Știu, și cu sumele, în momentul în care s-au... Dar cât costă să fie avizul de la comisie? Nu știu, noi trebuie să... De la... Păi dacă tu l-am spus că discuției Consiliului de Administrație, de unde să vină? Nu știu, e relația mea cu Consiliul Local. E relația mea cu Consiliul Local. Gestionarea relației cu Consiliul de Administrație, vă revine dumneavoastră în totalitate și o gestionați cum considerați de cuvință. Nu, dumneavoastră trebuie să vă adresați Consiliului de Administrație ca să vă aprobe și să vă aviseze ceea ce aveți nevoie. Nu noi să ne adresăm Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație este reprezentantul, într-o măsură sau mai mare sau mai mică, a Comunei Ghimeș-Făget. Astfel încât vă rog să vă vedeți de relaționarea cu Consiliul de Administrație. Între timp, noi stăm și ne uităm la bani. Bun. În același timp, am propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Da? Care pune niște piedici majore. Pentru că fără un buget de venituri și cheltuieli, Ocolul Silvic nu poate face cheltuieli. Da? Funcționați cu 1 pe 12, da? Exact. Eu, în momentul de față, am de exploatat 21.000 de metri cubi la drum auto. Ceea ce înseamnă, conform devizelor de exploatare calculate, 2 milioane de lei. Da? Ceea ce depășește cu mult 1 pe 12 față de anul trecut, da? În situația respectivă, fără un buget de venituri și cheltuieli aprobat, eu mă aflu în imposibilitatea de a da curs acelor contracte de exploatare a masele noastre la drum auto pentru a deservi multitudinea de cereri despre care am vorbit până acum. Da? Și iarăși stăm și ne uităm după cai de pe pereți. La fel cum în ședința de luna trecută, în care, fără nicio consultare, nu știu consultarea cui a fost acolo vis-a-vis de hotărârile ce s-au făcut săptămâna trecută, în februarie, ședința trecută, vis-a-vis de organigramă, stat de funcții, stat de personal, acolo văd că n-a fost nevoie de niciun aviz vis-a-vis de funcționarea Ocolului. Vă rog frumos. Este avizul. Da? Este. Avizul cu ei. Cui trebuie. Da? Da. Avizul cu ei trebuie. Deci, la modul ăsta de lucru, știți cum e? E exact cum zice legea cu numare, da? Este modul de lucru pe care îl practicați și dumneavoastră. Nu, eu, până una alta, sunt responsabil și conduc Ocolul Silvic în baza legii pe care a fost înființat acest Ocol Silvic, da? Da. Și v-am spus... În baza care legea a fost înființat? Codul Silvic. Și? Codul Silvic. Și? Codul Silvic care a venit în 2020 cu modificare și a spus, și eu repet, adică o să repet până când, dar se pare că nu doriți să ascultați aceste argumente. A venit în 2020 o modificare și niște persoane numiți legiuitori, da. Așa. Au considerat oportun ca funcționarea acestor ocoale silvice de regim să se facă în baza codului silvic și să fie derogate de la ce spuneți dumneavoastră OG 109. Nu, să funcționeze care. Doamna secretar, vă rog, aici am încheiat. Da? Domnul șef de ocol. Eu vă pot aduce punctual. Eu ca șef de ocol, aveți obligația să respectați codul silvic, să asigurați lemn de foc cetățenilor, care este cu prioritate, conform regulamentului. Și
Deci nu să suntem la o ședință a consiliului local. Am făcut teatru suficient pentru comună. Nu e vorba de teatru. În ședința asta. Nu e vorba de teatru. Asta ați este vorba de respectarea legalității funcționării consiliului. Da. În fiecare dată a fost asigurat. Respectați și dumneavoastră. Eu nu am spus de absolut nimic. Vă rog, îmi pare rău că s-a ajuns la această situație. Veniți cu niște hotărâri de consiliu local care nu sunt oficiale, da? Pentru noi da. Ei, bineînțeles, asta am și demonstrat. Și după aia vă surprinde faptul că eu le acționez în instanță, da? Da. Ei, în momentul în care vor veni niște hotărâri care să demonstreze lucrul acesta, atunci nu știu, vedem care ce mai spune. Dar vis-a-vis nu acționați în instanță. Cu valorificare și acordare material lemnos. Pentru că nu am nimic împotriva lui. Da. Ce nu vă convine la judecată cu el? Ce nu vă convine? Nu există nicio gestiune personală aici. Deci nu există nicio gestiune personală. Bugetul de venituri și cheltuieli. În cazul în care nu se aprobă și nu este pus în discuția Consiliului Local, nu pot face cheltuieli ce înseamnă exploatarea masei lemnoase la drum auto, punct, și nici nu pot pune în aplicare unele prevederi ce le-ați hotărât în ședința din februarie. Da? Pentru că toate sunt niște cheltuieli ce exced acela lucru. Dumneavoastră, după pălărie, care se poate, deși e dur, numi șantaj, vreți să votăm noi toate porcările ca să primim banii, că altfel, asta e. Noi trebuie să votăm, că altfel, dumneavoastră, nu puteți să... Și aici aveți dreptate, dar pe lângă asta, cu votatul BVG-ul, votăm și celelalte lucruri care nu sunt ok. Da? Trebuie să votăm că trebuie să meargă treaba. Deci asta faceți. Nu, asta eu vă faceți. Spun să o puneți pe masa discuției, că până acum... Dumneavoastră, dacă ați fi trimis din... Deci o să ajungă pe masa discuției, fără doar și poate. O să facem și extraordinară, numai să meargă treaba. Dar dumneavoastră, faceți cu intenție treaba asta, tot timpul trimiteți cu o zi sau în cel mai bun caz, cu două zile înainte ședințe. Exact cum faceți și cu licitațiile pe noi, proprietari, ne invitați dimineața la 9:30 la o licitație care se face la 10. Bun. Deci nu ne invitați. Domnule viceprimar, vă rog frumos. Înțelegeți? Deci o faceți cu intenție, poate nu să fi în zonă. Domnule viceprimar, nu. Deci dumneavoastră aduceți în discuție o intenție despre care nu știți dacă există sau nu. Da? Domnul ședeu, dumneavoastră când licitația ar trebui să ne invitați. Deci licitația agenții din comună și noi proprietarii nu știm. Deci ne invitați cu jumătate de oră înainte de licitație. Nu v-am întrebat. Am sau nu am dreptate? Nu, vă rog frumos. Am sau nu am dreptate? Vă rog frumos. Deci spuneți, comisia de licitație. Nu vă las. Răspundeți. Am sau nu am dreptate în legătură cu asta? Licitația are comisia de licitație. Licitația răspundeți, răspundeți la întrebare. Nu rămân, dar nu stau cu un om care nu recunoaște când greșește. Dar nu am greșit datorii pentru că este o comisie de licitație care are datoria de a organiza licitație. Să facem un pic de ordine. Da. Mai aveți 5 minute și închidem ședința, bine? Astea, vis-a-vis de 5 minute, bun, în același timp. Am înțeles modul care se pune problema. Aveți o solicitare din 7 ianuarie, semnată de angajații Ocolului Silvic, da, în care se solicită modificarea articolului 37 din actul constitutiv, în vederea clarificării situației de conflict de interese care există la nivelul Ocolului Silvic. Da? O situație pe seama căreia s-a făcut mult tam-tam și totul a fost bine și frumos cât timp au fost vorbe, dar când ajunge să fie pus în practică, se pare că nu există aceeași dorință de a pune pe hârtie niște lucruri care să facă clar acest aspect. Și nu pot să înțeleg reticența pentru care dumneavoastră aici, membri ai Consiliului Local, nu doriți să puneți punctul pe ei vis-a-vis de situația de conflict de interese ați ce... Ați spus până acum că... Da, secretar, vă rog, nu v-am întrebat. Vă rog, nu mă întrebați. Dacă ați constatat un conflict de interese, o incompatibilitate, vă rog frumos să luați măsuri. Este
problema dumneavoastră internă. Și eu am nevoie ca dumneavoastră să aprobați această modificare a actului constitutiv, este ca eu să pot lua măsuri. Este actul constitutiv. Ca eu să pot lua măsuri. Incompatibilitatea și conflictul de interese este prevăzută exact cum este UG59 pe 2000. Statutul personal deci, în momentul de față, în cadrul Oculii Silvic, sunt angajați care, pe de-o parte, merg și pun în valoare masa de plasă și, în același timp, în spate, înaintea licitațiilor, se întâlnesc cu firme pentru a negocia modul de desfășurare a licitației și care ce cumpără, da? Dacă vi se pare normal acest lucru, continuăm în aceeași direcție. Aveți definit conflictul de interese în lege, aveți definit incompatibilitatea, ați prins salariatul, se află în aceste situații, luați măsuri. Da, secretar, dacă ați citit modificările pe care le-am propus pentru articolul 37, veți vedea faptul că este nevoie de clarificarea acestor prevederi și gândiți-vă în situația care vă aflați. Deci sunt angajați Oculului Silvic, cu excepția două persoane. Da? Cu excepția două persoane. Sunt angajați Oculului Silvic, cu excepția două persoane care vă solicită lucrul ăsta. Și lucrul pe care ați făcut tam-tam ani de zile. Nu s-a făcut. Ați făcut tam-tam ani de zile, dacă ne uităm la ședințele din anii anteriori. Deci, dacă îmi permiteți, domnul președinte, dacă a fost o solicitare, doamna secretar, vă rog frumos să aduceți-o în fața Consiliului Local, să luăm o decizie, dacă este să faci un proiect de hotărâre, să vedem despre ce e vorba. A fost aceeași solicitare care am discutat-o luna trecută pe aici, a fost pe masa Consiliului. Și cât timp... Vă rog să o repuneți încă o dată pe masa Consiliului Local ca să o discutăm. Cât timp nu se dorește luarea unei decizii tranșante vis-a-vis de această situație, vom fi în aceeași bălcăreală care eram până acum, da? Angajați acolo, Silvii, care au interese la firme, care au firmele lor, care pe de-o parte merg și pun valoare masa de noastră, dincolo merg până și domnului primar, în biroul domnului primar s-au plâns agenți economici care au avut presiuni din partea angajaților acolo, Silvic, să cumpere lemnul scos la licitație. Nu știți, o să aflați. Și nu cerea ceva decât să-mi dați instrumentele prin care eu să pot lua măsuri. Că asta vreau, să iau măsuri. Da. Dumneavoastră aveți instrumentele... Nu le am. Că dacă le aveam, atunci nu făceam această solicitare. Ba da, le aveți. Nu le am. Că pentru această solicitare vine exact... Asta este... Eu mi-am asumat foarte multe. Deci eu mi-am asumat foarte multe și până una alta, cred că am făcut suficiente lucruri vis-a-vis de aceste situații dureroase, da? Și această modificare nu vine decât să vină pe calapodul Legii Naționale a Pădurilor. Unde e exact această modificare? În plângerile dumneavoastră prealabile ați spus că actul constitutiv și statutul nu trebuie aprobate de Consiliul Local. Și Consiliul Local are ne... Da. Nu a spus lucru. Ba da, este prevăzut în plângerile dumneavoastră. Și alea privesc alte aspecte. Asta face referire la conflictul. Bun, atunci ne aflăm în situația în care nu dorim să clarificăm această situație, da? Mai aveți ceva nu de... Nu este situația asta, dacă dumneavoastră ați venit. Mai aveți afară de asta ceva. Să faceți propunere și să spuneți clar. Domnilor, consilieri, asta este situația, asta vreau eu. Am făcut lucrul ăsta, 12 iulie 2021. În sala de ședință acolo Silvic a fost exact aceeași discuție. Eu nu am participat, nu cunosc. Normal, dar au fost alții de aici care au participat la acea discuție și în continuare preferăm să ne ascundem după deget. Da? În continuare preferăm să ne ascundem după deget în loc să luăm niște decizii care au fost baza campaniei electorale. Și au fost tema de discuție la ședința Consiliului Local de atâția ani de zile. Repet, 18 angajați ai Oculului Silvic, dintre care 2 nu au semnat această modificare a actului constitutiv. Care să nu vină altceva să facă decât exact ceea ce are și René Peronțiu. Domnul Șepetu, și dați-mi uneltele cu care se pot lua măsuri. Dați-mi uneltele cu care se pot lua măsuri. Eu sunt până una alta, eu sunt în judecată cu toate persoanele cărora li s-a desfăcut și prea Domnul Șepetu. Oculul Silvic, reprezentant de Otanga Vesumion. Domnul Șepetu, dar cu noi de ce sunteți? Cu noi, cu Consiliul Local, de ce sunteți în judecată? Pentru niște acte emise de Consiliul Local, care nu sunt legale. Noi am considerat că sunt legale și... Acum eu am considerat că nu sunt legale și instanța va vedea care e legalitatea lor. Dar haideți să discutăm ce a fost luna februarie anului trecut, da? Deci, în luna februarie, în ședința din februarie, vă rog. Cu impozitul. Păi, impozitul s-a clarificat. Asta v-a zis încă o dată la o filmare. N-am trebuit impozitul. Deci, în ședința din februarie, ați aprobat organigramă, stat de personal, stat de funcții, da? Sunt atribuțiile Consiliului Local. Bineînțeles. Tot personalul Oculului Silvic a beneficiat de mări salariale într-un fel sau altul.
Singurul care s-a scăzut salariul a fost șeful de acolo. Da? Deci eu vin în fața noastră cu un profit pe anul 2021 de 3,8 milioane de lei și eu sunt cel care vrea să-i scăzut salariul. Un profit făcut pe o forță majoră. Ce forță majoră? Doborăturile. Indiferent, la fel de bine cum... Asta nu este laudă. Asta nu este laudă. Vă rog frumos, nu mă mai întrebați. Ai o problemă care înseamnă doborăturile. Asta nu este o laudă. Asta trebuia făcută din 2021. Doborăturile au prioritate. Doamna secretar, vă rog frumos. Am învățat silvicultură mai mult decât... Da, da, cu siguranță, vă rog frumos. Eu sunt aici invitat la Agenția Consiliului Local. Nu sunteți invitat, v-ați auto-invitat. Dacă altfel nu se poate, tot fac lucrul ăsta. Și în momentul când vin la ședința Consiliului Local, se pare că nu s-a lăsat să vorbesc. Da? Deci, da, în momentul în care dumneavoastră aprobați... Nu, vă rog, două cuvinte, vă rog. Două cuvinte. Deci, dumneavoastră aprobați tuturor organizațiilor silvice o mărire de salariu într-o formă sau alta. Eu sunt cel care se scade salariul tocmai ca să vă asigurați că voi acționa în instanța acela ca fiind legal, pentru că nu poți să modifici salariul unui angajat decât cu acordul părților și ca să ce? Să obțineți un conflict între mine și angajați, da? Perfect, îmi place strategia din mine, vă rog. Pentru că am avut mai multe decizii și nu le-ați luat în considerare, domnul șef de acolo. Da, asta e exact aceea, vă rog. Prima dată a fost în martie 2021. Da. S-a zis că se dă lemn la populație și nu se vinde la, nu se scoate la licitație. Dumneavoastră n-ați procedat treaba asta, n-ați făcut treaba asta. După 3 luni am angajat dumneavoastră. Cum ați numit? Ați scos lemnul la licitație și l-ați vândut la populație, l-ați mai dat. A fost un strec de lemn gros. Hai să fii serios. A fost un strec de lemn gros care și v-am arătat anumite persoane care cumpărat din stat, a fost un stoc de lemn gros care a fost dus la licitație, da. Când aveți nevoie de consiliu local, veniți. Când depunem noi o decizie și dumneavoastră nici nu respectați nici după dată în seamă. Și anume. Mai vreau să mă întreb ceva și poate am încheiat și eu. Am văzut ceva că a scos la licitație ceva sortar de lemn. Da. Ce e ăla? Discuții, nu știu. Noi nu știm despre asta, de exemplu. Ei, dumneavoastră, ați aprobat mai multe liste de partizi în care cantități de lemn au fost stabilite ca fiind valorificate la drum auto, da? Da. Eu am sarcina să contractez serviciile de exploatare, să fac sortarea lemnului și să-l vând la populație. Dar am discutat că se va cumpăra un utilaj. Acest lucru a fost discutat în ședința din ianuarie, da? Da. La care am fost prezent. Iarăși m-am auto-invitat, cum spune doamna. Nu, a fost invitat atunci. Nu, a fost exact aceeași întâlnire pe care am făcut-o acum, aceeași întâlnire pe care am făcut-o acum, am făcut-o și atunci. Și am ridicat iarăși problema achiziționării unui buldo-escavator de către Ocol, da? Pe seama profitului rămas din 2020. La momentul respectiv a fost iarăși așa o discuție rămasă în aer, nu s-a concretizat în niciun fel. Nici o secundă n-a fost vorba ca Ocolul Silvic să achiziționeze un excavator. S-a pus în discuție să se achiziționeze un excavator care să facă sortarea pe lângă alte cele. Da. Ei, acest lucru a fost la nivel de vorbe, da? Mie mi-ați stabilit să scot la drum auto 20.000 de metri cub de lemn și eu trebuie să mă asigur într-un fel sau altul că o pot face. Anul trecut, cu tot lemnul, am avut probleme la sortare, da? Există un singur tractor care nu poate să ajungă peste tot să facă sortarea lemnului. Pentru a preîntâmpina acest lucru, am considerat necesar ca să închei un contract cadru cu o firmă care să vină punctual la solicitarea Ocolului, unde tractorul nu poate să facă, să vină firma respectivă care să facă sortarea lemnului cu utilaj, operator, drujbist. Ați fost la licitație și câte firme s-au prezentat? Încă nu este nicio ofertă. Dar, încă nu este nicio ofertă. Atâta mai. Ei, haideți să facem ca la RNP, că a spus că haideți să facem ca la RNP, care scoate la licitație servicii de exploatare în care intră și sortarea. 120 de lei pe... Ei, acest lucru nu este agreat de către operatori economici pentru că unii nu pot sau nu au cu ce să facă sortare. Și la RNP cum se poate? Și la RNP cum se poate? La nivel național sunt situații și situații. Da? Noi avem specificul nostru local și tocmai asta a fost problema în ianuarie-februarie anul trecut, când am făcut primele contracte de acest fel, în care era inclusă și sortarea. Și firmele respective care au contractat n-au putut să facă sortare. Înseamnă că nu intră la licitație. Atunci să vină firmă care nu răspunde conform cerințelor noastre. Atunci dar trebuie să primească certificat de atestare. Nu era prinsă, în fel sau altul, sortarea nu a fost prinsă la exploatare. Nu, a fost, în ianuarie a fost prinsă. Pe
nimic, pe nu urmă, ai cum să faci sortarea separat de exploatare. Cum inventai tu lemnul ăla doar sortat? Este tehnica asta. Nu este tehnic. Se face exploatarea, după care Oculus Silvic cu tractorul a făcut sortarea, s-a făcut recepția, stocurile de lemn care s-au recepționat. Exploatarea lemnului a fost plătit la metru cub, la fel. Exact. Așa că sortarea asta este închid de ședință. Da. Ziua declar ședința închisă și mulțumesc pentru...